Din momentul desprinderii de URSS, moldovenii și-au revendicat libertatea, limba natală și aspirațiile spre un viitor mai bun. Ei au fost martorii celor mai importante evenimente în edificarea statului Republica Moldova. La aniversarea celor 31 de ani de la proclamarea independenței, cetățenii își doresc ca țara noastră să prospere și să se alăture familiei statelor europene, iar limba română să se simtă la ea acasă. Țara mea, să zic Moldova, mamă, și să-i zic vatra doinilor străbune, te iubesc ca mai înainte, îți doresc tot binele din lume, îți doresc ca limba română să fie la ea acasă. Guvernarea de actuală să nu dea înapoi, asta îi dorim, și vectorul care l-a luat să fie stabil. Mai multă libertate, libertate de exprimare, independență energetică, independență financiară, cât mai mult stoicism din asta. Să devin independentă, să ne unim cu țara, eu știu, mamă sau frate sau cum. Nu, desigur, prosperitate, cetățeni fericiți, să dea Domnul tot asta ce doresc eu să împlinească pentru Republica Moldova. Cât mai multă lume sinceră să trăiască la noi în țară și dreptate. Я пожелаю Молдове всегда быть едиными и что быстрее стали в Европейский Союз.